Salutare pariori! Pentru ziua de vineri, tipsterii de pe site-ul biletu-zilei.com au pregătit următoarele 5 pronosticuri. Deschide cont la Betano după ce apeși pe linkul special din descriere și vei fi eligibil să primești 60 de lei pariu gratuit fără depunere plus 60 de rotiri gratuite la Burning Hot. Pentru a beneficia de acest bonus, după ce ai accesat linkul special din descriere, trebuie să scrii codul bonus COMBO60 în formularul de înregistrare și să efectuezi verificarea contului. Toulouse-Lyon. Radu Oprea consideră că Lyon este echipa mai bună și ar trebui să fie foarte motivată pentru a obține o victorie, deoarece luptă pentru o clasare pe loc de cupă europeană. Toulouse este ca și salvată de la retrogradare, așa că obiectivul este aproape îndeplinit. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victorie Lyon sau egal și peste 1,5 goluri. Wade și-a îndreptat atenția spre duelul din Euroliga de basket dintre Bayern și Zalgiris. Acesta spune că motivația mai mare ar trebui să fie în rândul celor de la Zalgiris, care printr-o victorie au șanse la o clasare în zona play-off-ului. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap Zalgiris minus 2,5 puncte. Heracles Roda. Tipsterul Johnny spune că Heracles are cea mai bună ofensivă din Liga Secundă a Olandei, reușind să înscrie de 90 de ori în actuala stagiune. Ținând cont de acest detaliu și de faptul că Roda nu are o defensivă foarte puternică, tipsterul nostru alege pariul de peste 2,5 goluri produse în meci. Servet Bill. Andrei Cinculescu spune că hocheiștii de la Bill sunt foarte puternici în ofensivă, aceștia înregistrând o medie de peste 3,3 goluri marcate per meci. Pentru această confruntare, adversarii lor nu se vor putea baza pe 4 jucători importanți, așa că tipsterul nostru se așteaptă ca Bill să profite din plin și propune pariul pe cel puțin 2 goluri marcate de aceasta. Uta Botoșani. În opinia lui Alex, Uta Arad pornește din postura de favorită. Aceasta a avut prestații bune în ultima perioadă, în special pe teren propriu, acolo unde a obținut 5 victorii în ultimele 6 meciuri. În sezonul regulat, arădenii au reușit să învingă pe cei de la Botoșani de 2 ori, așa că tipsterul nostru mizează pe același scenariu și alege pariul 1 solist. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletu-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.